Ședință cu premieră la guvern astăzi. Pentru prima dată, președintele Klaus Iohannis a prezidat reuniunea. Un murmur general și o mulțime de priviri nedumerite. Așa arată tabloul de dinainte de începerea ședinței. De la începutul întrunirii, șeful statului a subliniat că pe ordinea de zi nu există nici subiectul grațierii și nici cel al modificării codului penal. Mai mult, a sugerat că și premierul știe că astfel de subiecte nu pot fi băgate peste noapte în discuții. Ferm și totuși cu zâmbetul pe buze, șeful statului a avut ultimul cuvânt și, în timp ce premierul Sorin Grindeanu ruga jurnaliștii să părăsească sala înainte de începerea lucrărilor, președintele Klaus Iohannis i-a mai păstrat preț de câteva minute să mai facă scurte declarații. După 20 de minute de discuții private între președintele Klaus Iohannis, premierul Sorin Grindeanu și ministrul Justiției Florin Iordache, șeful statului și prim-ministru au intrat în sala de ședință. Am o premieră astăzi. Este prima dată când particip la o ședință de guvern. Am decis în această dimineață să fac o vizită domnului prim-ministru. Am avut o discuție foarte aplicată, foarte serioasă, și cu concluzii consensuale, după care domnul prim-ministru m-a invitat să particip și să prezidez această ședință de guvern. O ședință care elimină din start subiectele grațierii sau modificării codurilor penale. O să discutăm punct cu punct. În general, sunt lucruri legate de construcția bugetară a legii bugetului, pentru adoptarea unor ordonanțe de urgență și a unor hotărâri de guvern. De asemenea, e o hotărâre de guvern pentru data de 23 ianuarie, ca zi liberă. Înainte de a ieși jurnaliștii din sală, ultimul cuvânt l-a avut tot președintele. De altfel, în timp ce premierul se grăbea să invite presa afară din sală, șeful statului a vrut să mai spună câte ceva în fața camerelor. S-a angajat ca aceste chestiuni să nu fie băgate peste noapte nicio ședință de guvern, ci imediat ce documentele vor fi clarificate, evident, sub conducerea ministrului Justiției, a doamnei ministru de interne și a doamnei ministru delegat pentru afaceri europene, să fie puse în transparență. Potrivit președintelui statului, în cele 20 de minute de discuții cu premierul, care au avut loc înainte de ședință, s-a ajuns la un consens. Consolidarea statului de drept și respectarea cetățeanului sunt prioritare.